Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce informații din cele două domenii, respectiv sănătate și școală. În această ediție ne oprim la temele din sănătate și asta pentru că sunt foarte curioasă să vedem ce cazuri mai sunt în ultima perioadă la Spitalul Elena Doamna din Iași. Discutăm cu un bun colaborator al emisiunii, este vorba despre domnul profesor universitar dr. Răzvan Socolov, este medic primar de obstetrică, ginecologie și consilier județean la Consiliul Județean. Îți spun bună seara, bine ați revenit la noi. Am spus asta pentru cu mare drag, pentru că știu că aveți o implicare și acolo și e important ca cei de acasă să vadă și faptul că nu faceți doar partea de medicină, vă implicați și pe proiecte și pe urgențele care sunt pentru pacienți, că aici voiam să ajung, dar până acolo e cale lungă. Vedem cum este activitatea în această perioadă la spitalul unde sunteți zi de zi. Ce să vă spun? Deci activitatea, acum că am ieșit din pandemie, știți că maternitatea noastră a fost marcată un pic mai mult, să zicem, decât alte spitale de pandemie și am ieșit din pandemie și ne reorganizăm circuitele. Avem o adesabilitate acceptabilă, dar încă poate fi ameliorată. Nu știm dacă e, apropo de pandemie, dacă este încă o reminiscență, să zicem, a ideii că acolo a fost un spital COVID, așa spune lumea, sau maternitate COVID. Practic, din cauza asta s-au oferit pacientele, se feresc, să spunem. Și da? Se feresc în continuare. Dar noi sperăm că vom ajunge cât mai curând la ce a fost înainte de pandemie și chiar să depășim, pentru că sunt o serie de condiții, o serie de investiții noi făcute, mijloace noi de diagnostic pe care le-am achiziționat prin diverse finanțări și eu cred că pacientele trebuie să beneficieze de ele. Și e și o imagine vizibilă pe care, dacă o traversăm pe acolo prin zonă, o vedem. E foarte aspectos acum spitalul. Cumva s-au făcut pași în zona aceasta și e mare lucru pentru că sunt niște diferențe, e clar. Și atâta timp cât s-au făcut investiții, avem și condiții foarte bune de spitalizare. Da, aș spune chiar mai mult. Poate pe din afară nu apar schimbări foarte mari, dar condițiile de spitalizare în interior sunt, zicem noi, ridicate la nivelul cerut de normele actuale și de la celelalte spitale din Iași. Evident că există loc și de mai bine și există mai multe proiecte care sperăm să ajungă la realitate cât de curând și care să asigure și ceea ce spuneam, să zicem, aspectul exterior și să confere această încredere pacientelor că la noi se face un act medical de calitate și atât ele cât și cum multe din ele vin singure și pleacă cu însoțite, nu? Cu încă un membru al familiei și copiii și nou-născuții au condiții cât mai bune. Practic, ăsta e și scopul, să-i vedeți că pleacă bine, sănătoși și frumoși, atunci când sunt mai mulți deja e și mai bine. Dar acum, care este trendul? Pacientele își aleg medicul în funcție de spital sau nu contează, își aleg după medic, că știu că X este recomandat sau cum e? Sau pacientele vin în regim de urgență, cum e la dumneavoastră? Sunt două categorii. Sunt pacientele care au fost urmărite mult timp de un medic și atunci măcar vor să ajungă în spitalul respectiv în care lucrează medicul, da. Chiar dacă poate medicul nu poate să vină, știu, seara, noaptea, în afara programului, să le asiste. Deci asta ar fi o tendință și o a doua tendință, o a doua situație este atunci când pacientele vin cu probleme sau vin în situații de urgență, cu naștere declanșată, ele sunt aduse atunci la maternitatea de gardă, așa numit, și având în vedere numărul de paturi și diferențele de mărime, deci practic noi preluăm o gardă din patru, adică la fiecare patru zile suntem de gardă de primire urgență, iar Spitalul Cuza Vodă preia celelalte trei. Deci să zicem că noi avem un foc mai intens, situații mai intense și mai dificile în această gardă mare, cum o numim noi, după care celelalte sunt obișnuite cumva, nu? Sau celelalte în care se rezolvă cazurile internate, dar avem și cazuri care se internează și în celelalte zile, adică nu, nu punem lacătul pe poartă, evident, este clar.
deschis și avem posibilitatea și pentru alte paciente. Dar așa cum spuneam, în general vin dacă au fost urmărite de medici de la noi din spital sau dacă... Și revin tot pentru a continua colaborarea. Mi se pare cumva firesc, pentru că iată, medicul care îți știe istoricul poate să vină în sprijinul tău mult mai mult dacă ai luat de la zero cu altcineva. Nu zic, Doamne ferește, că toți sunt pregătiți, toți pănesc că întreabă de acest istoric care practic vine și cu un diagnostic final. Da, este o situație oarecum particulară pentru Iași, că de exemplu în alte țări, în alte țări și chiar în alte orașe, la București, primirea pacientelor se face pe alocare teritorială, mai mult sau mai puțin. Ceea ce înseamnă că, practic, maternitățile de acolo sunt de gardă permanent și primesc urgențele dintr-un anumit teritoriu. În felul acesta, pacientele sunt urmărite și dosarul lor, să zicem, este la zi și este disponibil și mai bine cunoscut de medicii din maternitatea respectivă. La noi există și situații, din păcate, în care pacientele vin neurmărite sau urmărite în altă parte, în care nu avem datele de analize, de evoluție clinică a sarcinii sau a altor patologii și este mai dificil până când ne orientăm asupra unui diagnostic și asupra unui tratament adecvat. Și mă gândeam că e strigător la cer că, iată, încă în 2023 avem astfel de cazuri de care pomeneați, tinere care poate rămâne însărcinate și vin direct să nască, fără să le vadă o oră cineva pe perioada celor 9 luni de sarcină. Și nu e, poate unele chiar sunt norocoase, dar la unele chiar e nevoie să fie văzute și, practic, astea și sunt sfaturile pe care le transmit toți medicii și nu numai pe ginecologie, chiar și la oftalmologie, odată la 6 luni, la un an, du-te la un simplu control. Până la urmă ține de prevenție și de, nu știu, dacă poți să previi orice altă probleme, dacă le iei din timp, ca să zic așa. Sigur, în mod particular pentru sarcină, pentru că sarcina este o situație foarte în importantă. Evoluție, într-o dinamică și această dinamică, dacă o cunoaștem, ne ajută să luăm decizii mult mai rapide și mai adecvate cazului respectiv. Nu mai zic de medicamentația pe care trebuie să o ia fiecare pacient. Sunt vitamine pe care trebuie să le ia lună de lună, nu? Adică sunt niște recomandări, dar dacă ele nu fac chestia asta 9 luni de zile, nici nu vreau să mă gândesc la rezultate. Garda de seară, am fost ieri de gardă și în garda de seară am avut o pacientă care secundipară, spunem noi, deci născut al doilea copil și care n-a fost urmărită deloc în timpul sarcinii. Deci a venit cu dilatații. A fost bine, da. Dar asta spun, adică nu, să nu vă gândiți că numai fetele, adolescentele, tinere care sunt la prima sarcină și nu știu ce să facă. Deci dacă și la a doua sarcină... Exact, și la marile multipare, cum zicem noi, peste 5 copii și care tot așa vin. E greu să le condamni 100%, pentru că bănuiesc că sunt și anumite situații independente de voința lor, știu eu, de acces, de poate înțeleg condiții economice. Persoanele din zona rurală, din mediul rural, poate acolo, da, dacă punem partea financiară, cum spuneați, cu partea de deplasări, dar ai un medic de familie cu care ar trebui totuși să ții legătura, nu măcar cât de cât. Hai, nu te duci că trebuie să mergi în fiecare lună la un examen, măcar cât de cât, dar măcar să ții legătura, să vezi dacă e tot în regulă. Poți preveni anumite situații, nu mai zic de diabetul care poate apărea pe sarcină sau multe alte afecțiuni care sunt foarte grave. Este bine că putem și pot sublinia acest fapt că de o lună încoace, practic, orice consultație solicitată de gravidă este gratuită. Deci nu-i trebuie nici bilet de trimitere, nu-i trebuie nimic, ea trebuie doar să vină la spital să fie văzută. Și are o paletă destul de largă de analize, inclusiv ecografie, inclusiv cele care se fac. Ne referim la spitalul Elena Doamna, ca să le fie clar. La toate spitalele, dar și la noi, la Elena Doamna, în ambulator, ele pot veni și să-și facă aceste analize, inclusiv acel dublu test, triplu test care se face pentru... Și sunt costisitoare, le știm foarte bine. Da. Și care înainte trebuiau să le plătească, deci nu erau suportate de către stat. În momentul de față ele sunt gratuite și, din nou, spun, fără bilet de trimitere. Deci nici măcar, deși ar trebui să treacă pe la medic de familie, dar nici măcar nu trebuie să treacă pe acolo. Trebuie pur și simplu document. Să vină în ambulator și să fie consultate. Este... Asta chiar e un element de noutate, pentru că nu știu câte femei știu acest aspect, că uite,
poți beneficia de aceste... Înainte era mai complicat, trebuia să ajung la medicul de familie, da, să-și iau un bilet de trimitere, implica anumite deplasări, anumite situații, mai ales la pacientele, cum spuneam, din mediul rural, de la sat, care poate mai au și alte treburi prin casă și așa, și mai lăsau și de azi, copii, de mâine. Da. Dar acum, deci este o singură deplasare pe care trebuie să o facă până la un ambulator de specialitate, inclusiv ambulatorul de la noi, de la Regina Doamna. Cred că recomandarea este să sune în prealabil, nu? Ar fi cel mai bine pot ca să sune, dar oricum noi avem serviciu de ambulator permanent, adică până la ora 3, și dacă ajung până prezenta... la ora 3, se prezintă și este un medic specialist, un medic primar care le vede și le face toate aceste analize, le recomandă mai departe, așa cum spuneam, fără să trebuiască să plătească nimic, fără să trebuiască decât să aibă la ele, bineînțeles, buletinul și... E absolut foarte bună această veste pe care ne-ați dat-o. O să le transmit și colegilor din redacție, pentru că merită să fie cumva preluată și pentru partea de știri. După aceste analize pot fi direcționate către un medic sau cum ar fi, care ar fi traseul după ce se prezintă în ambulator, își fac analizele? Sigur, ele pleacă cu o scrisoare către medicul de familie și dacă duce această scrisoare medicul de familie, orientează mai departe cum este urmărirea, dacă este un caz fără probleme, îi va spune când va trebui să meargă, poate peste vreo 3 luni să se ducă din nou pentru repetarea analizelor și alte examene. Dacă este o problemă sau ceva mai amplu ca investigație și trebuie internare, la fel, tot medicul de familie, cel care îi dă un bilet de internare. Din nou spun, pacientele care nu sunt asigurate, ele pot veni, ele pot fi internate, trebuie să stea internate. Așa este în momentul de față, protocolul, din punct de vedere administrativ, se face o foaie de internare, trebuie să stea minim 24 de ore în care putem să-i evaluăm sarcina, să evaluăm toate analizele pe care le are și cele pe care le obține de la noi și mai departe să plece cu o conduită completă până la următoarea întâlnire. Întâlnire, ok. Pentru că toți suntem la capitolul femei însărcinate, câte ecografii sunt recomandate sau care sunt cele de bază? Pentru că, iată, ele vin direct să nască, dar sunt, nu știu, două tabere, eu așa le-aș vedea. Viitoarele mămici foarte implicate, care poate chiar își stresează medicul și întreabă constant ce trebuie să mai facă și iată tabăra aceasta în care sunt foarte relaxate și vin direct să nască și nu știu, v-am zis, nu am nimic cu ele, doar că mi se pare că din punct de vedere medical nu este în regulă. Adică e clar că trebuie să avem o conduită mult mai bună în sensul acesta. Da, recomandările valabile și în România și în alte țări din Uniunea Europeană, deci prevăd 3 ecografii care trebuie să fac fiecare femeie însărcinată. Da. O ecografie este la început, la sfârșitul trimestrului 1, deci undeva pe la 10, 12, 14 săptămâni, când se pot evalua niște elemente de prognostic importante pentru anumite malformații, pentru anumite situații care pot dezvolta ulterior risc, când se fac și niște analize specifice. Plus acel care dublu sunt, test de care exact, spuneați. Dublu test și care poate să atragă atenția atât asupra unor malformații, cât și asupra unor patologii mai frecvente și riscul apariției acestora. Iar a doua ecografie este la 5 luni, să zicem, ceea ce înseamnă undeva între 20 și 24 de săptămâni, când se face o evaluare a morfologiei, adică a anatomiei, să zicem, bebelușului, principalelor, nu? Da, marelor organe și sisteme și putem să identificăm dacă sunt probleme și dacă toate lucrurile au evoluat normal, de aceea este bine să avem o dinamică, respectiv prima ecografie și să o comparăm cu următoarea. Iar într-o sarcină normală se mai face o ecografie undeva pe la 8 luni, să zic, în care de obicei putem preciza și dacă este o prezentație craniană, deci dacă vine cu capul și celelalte probleme care pot să apară în trimestrul al treilea legate de placentă, legate de lichidul amniotic sau legate de creșterea fătului. Ori, așa cum spuneam, astea trei sunt obligatorii, cumva. Obligatorii și sunt cele recomandate și ne ajută dacă ele sunt
făcute după niște standarde, deja există niște standarde pentru specialitatea noastră pentru aceste ecografii, niște ghiduri elaborate de Societatea de Obstetrică Ginecologie din România, și dacă ele sunt făcute la un medic care a respectat aceste standarde, ajută foarte mult. Iar peste aceasta, dacă mai este cazul, dacă există risc, dacă există poate o patologie, se mai pot face și alte ecografii. Ecografia este un instrument foarte important pentru urmărirea sarcinii. Și pentru orice semn în care tu simți că nu este ceva ok cu tine sau dacă ai niște simptome care îți pun semne întrebare. Clar, da, că inclusiv cum spuneați, dacă sunt paciente care spun că nu mai simt că mișcă bebelușul, ne referim mai ales în trimestrul al treilea, pentru că înainte, să zicem, până în trimestrul al doilea, mișcările nu sunt la micuțe, fel de evidente. Da, da. Dar în trimestrul al treilea, dacă spun că nu mai simt că mișcă bebelușul, cel mai simplu este să pui o sondă de ecograf și să vezi că îi bate inima sau nu. Și în felul ăsta s-a liniștit. Da. Și mai mult decât atât, pe ultima 100 de metri, știu că săptămânal se fac întâlniri cu medicul și pacienta, pentru că se monitorizează activitatea ultimelor săptămâni, adică cumva se pregătește nașterea. Da, în ultima lună se recomandă măcar la 2 săptămâni, dar poate fi nevoie și săptămânal, într-adevăr. Nu vrem să scoatem un copil prea repede. Evident, asta e clar, da. Pentru că o prematuritate implică anumite riscuri pentru viitorul nou-născut. Iar, pe de altă parte, așa cum spuneam, nu este foarte comod pentru medici să primească în urgență o sarcină declanșată, eventual în expozie. Am mai avut și cazuri de asta care vin pur și simplu cu fătul practic în expozie în aproape de naștere sau chiar nasc în ambulanță. Evident că nu-i mediul tocmai potrivit. Da, și nu este varianta pe care ne-o dorim. Așa e. E un adevărat proces, pentru că am și spus, tema emisiunii e pe prevenție. Iată, am discutat așa pe scurt, să spunem. E clar și e absolut necesar să se facă acel set de analize, să meargă la o consultație, să vadă că totul este în regulă. Dar cum prevenim eventualele situații care pot apărea pe sarcină? Iată, făceam referire la diabetul gestațional, care e destul de des întâlnit în rândul femeilor. Este subdiagnosticat, după părerea noastră, exact din cauza faptului că aceste paciente se adresează mai puțin la medic, există o anumită vârstă de sarcină între 24 și 28 de săptămâni când se face un test de toleranță la glucoză, în fine, un test care poate preciza predispoziția la diabet, dar orice femeie care crește în greutate mai mult în sarcină, orice femeie care se știe cu un istoric de diabet în familie, trebuie consumul de dulciuri mai mare, nu? Că și asta e important. Da, sigur. Și trebuie să gândească la această eventualitate. Și un diabet în sarcină complică mult și evoluția sarcinii, există riscul de moarte fetală, există riscul unui făt foarte mare și care nu se va putea naște, poate, pe cale naturală. Și există și o încărcare, să zicem, de probleme care apar după naștere. Feții respectiv sunt mai sensibili, poate să facă hipoglicemie, deci poate să facă scăderea nivelului de glucoză. Practic, ei s-au obișnuit cu un anumit nivel la mamă și când nu mai au legătura cu mama, evident că ele, acești feți intră într-o criză hipoglicemică, practic, și pot avea o serie de consecințe. Deci cum putem preveni o astfel de situație? Clar, aceste examene de care spuneați, să facem acest test de glucoză, așa, dar ca și sfaturi pe care am putea să le transmitem pacientelor? Un regim alimentar echilibrat, să și dacă observă înțeleagă că iau prea multe kilograme, e clar, exact, că e un semn de alarmă aici. Cel puțin, nu? În primele 20 săptămâni copilul crește prin alte mecanisme decât glucoza maternă, deci nu neapărat mănâncă să crească copilul. Sau mănânci cât Petru 2, că e vorba exact aceasta. Exact, așa se spune. Și nu, cel puțin în prima jumătate a sarcinii nu este
Și mai ales că sunt tinere, viitoare mame, care chiar au probleme cu sarcina. Mă refer aici la mâncare. Știu că primele 3 luni sunt un pic mai diferite. Da, da. Și da, până da, se acomodează cu regimul alimentar, până poate mai au grețuri, poate nu suportă anumite tipuri de mâncare. E clar că e un pic așa un dezechilibru până se stabilizează. Deci nu văd cum ar putea să se îngrașe așa peste noapte dacă ele nu consumă foarte mult. Dar dacă totuși, cu toate astea, ele se îngrașă mai mult, atunci ne putem gândi și la diabetul acesta. Mai putem da câteva exemple de alte afecțiuni care pot apărea pe perioada sarcinii. Mă gândeam la tensiune aici sau poate ceva mai important de menționat și de subliniat. Este tensiunea, la fel, hipertensiunea indusă de sarcină sau forma, cum o numim noi, preeclampsie. Și asta, bineînțeles că poate fi diagnosticată printr-o simplă măsurare a tensiunii arteriale. Ea apare de obicei tot în a doua parte a sarcinii, deci la 20 și săptămâni. De aceea este importantă vizita nu numai la începutul sarcinii și la sfârșit, ci și vizitele intermediare de consultație prenatală. Iar ca elemente care pot să atragă atenția, deci durerea de cap, umflarea picioarelor, edemele apar până la o treime din gravide, dar și de multe ori nu sunt anormale, ca să zicem așa, dar pot fi asociate și cu hipertensiune și atunci este un semn de atenție. Iar în rest, în afară deci de cefalee, poate să constate că se mișcă mai greu, respiră mai greu, deci apar alte complicații, poate să fie o problemă de ficat, pot sângera mai ușor. Deci sunt multe semne de acestea, da, relativ banale, care nu atrag atenția, dar pentru o gravidă mai ales orice astfel de semn, e bine măcar să se prezinte sau să dea un telefon. Din păcate, la noi partea de telemedicină nu este foarte dezvoltată și e greu. Cred că e mai dezvoltată partea de telemedicină între pacient, relația pacient-medic. Cel puțin după pandemie, da, mulți medici au acceptat să vorbească mai mult la telefon, așa să ofere aceste... Suntem medici, da, și ne asumăm cumva că nu, programul nostru nu se termină la ora 2 sau la ora 3 și sau ați ieșit din gardă și noastre, vă duceți acasă, nu? Pacientele noastre, da, ne mai pot suna și încercăm să comunicăm cu ele cât mai clar și cât mai util pentru ele, dar evident că nu o simplă convorbire nu ține loc de un examen. Exact. Și dacă găsim una din semnele astea, poate mai punem 2-3 întrebări, dar în final tot trebuie să vă întâlniți. De aici reticența pe care o au unii medici față de telemedicină. Pentru că este discuția aceasta cât de mult își asumă medicul în momentul în care dă un sfat prin telemedicină ca responsabilitate. Da, într-adevăr, a fost cumva o variantă pentru pandemie și ne bucurăm că a fost, pentru că cumva trebuia să existe această discuție, legătură între pacient și medic, nu mai zic de cazurile grave care poate stăteau acasă, dar tot sunau medicul, deși trebuiau să se prezinte la spital. Cred că mai avem 2 minuțele pentru partea aceasta, dar pe scurt, legat de medicamentație, pentru că aici, iată, dacă e vorba de o femeie însărcinată și o doare capul, de exemplu, e cam greu cu tratamentele, pentru că știm că nu se recomandă pe perioada sarcinii, chiar majoritatea sunt interzise și se specifică foarte clar pe prospectul medicamentului. Da, și aici trebuie să ceară multă atenție, să fie conziliată de un medic de specialitate, pentru că există unele medicamente care se pot lua, evident, nu pe perioadă lungă de timp, dar și banalul paracetamol poate fi luat o anumită perioadă, dar nu Da, alternative la medicamentele care sunt în farmacii, nu știu, ceaiuri, uleiuri, creme, habar n-am, aveți? Asta pot fi utile, dar diferența între această fitoterapie, cum se spune, și medicamentele clasice stă în validarea medicamentelor clasice prin studii și atunci și știm mai exact. Și nu au efecte imediat, probabil, clar. Și efectele adverse și
care sunt indicațiile. În fitoterapie există studii, dar ele nu sunt poate la fel de riguroase în sensul de a avea un lot de control, de a avea mai multe opțiuni terapeutice și de a ști exact care este mecanismul prin care acționează. Că atunci când știi mecanismul, știi și ce poate să apară. Continuăm discuția, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem aici în studio. Rămâneți alături de noi!